Sfântul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, Tâlcuirea Sfintei Evangheliei după Ioan, capitolul 15, de la versetele 17 la 27, și în capitolul 16, primele două versete. Acestea vă poruncesc vouă, ca să vă iubiți unul pe altul. De vă urăște pe voi lumea, să știți că pe mine mai înainte decât pe voi mă au urât. De a fi din lume, lumea ar iubi pe al său. Iar că din lume nu sunteți și eu v-am ales pe voi din lume, pentru aceasta vă urăște pe voi lumea. Ca să nu se pătească apostolii că înfruntându-i Domnul le grăiește lor, cum că sufletul său va să-și pună pentru dânsii, și cum că e ales pentru aceasta, zice: Acestea porun vă poruncesc vouă, nu ca să vă înfruntez, nici să mă trufesc ca pe o ispravă oarecare, ci ca pe sufletele voastre mai întărite să le fac pentru dragostea cea unia către altul. Pentru aceasta număr pe ispravile dragostei mele cei către voi. Ca aceasta poruncesc voi, ca să vă iubiți unul pe altul. Că de vreme ce greu este lucru și foarte întristăcios a pătimi goană și a se urâ, îi pe dâns și zicând că de vă vor urâ pe voi, nimic de mirare nu este. Că pe mine mai înainte m-au urât. Deci pe aceasta a fi părtași și împreună cu mine urâți, dator sunteți ca pe o mare mângâiere să o aveți. Aduce încă și alt chip de mângâiere, mai îndemnător pentru aceasta. Că împotrivă, zice, se cuvenea să vă întristați voi, de nu v-ar fi urât pe voi lume, adică oamenii cei răi, că dintr a nu vă urâ ați fi arătat, că și voi de aceeași răutate a lor și viclășug vă împărtășiți. Iar acum, de vreme ce vă urăți pe voi cei răi, bucurați-vă, că pentru fapta cea mai bună a voastră vă urăți pe voi. Căci cu adevărat de nați avea faptă bună, lumea ar iubi pe al său. Iar de vreme ce eu v-am ales pe voi din răutatea lumii, pentru aceasta vă urăște pe voi lumea, ca pe cei ce nu vă împărtășiți cu lucrurile ei. Aduceți-vă aminte de cuvântul care eu am grăit vouă, nu este slugă mai mare decât Domnul Său. De m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni. De a păzi cuvântul meu și al vostru vor păzi. Și aceasta, to acestea toate se vor face vouă pentru numele meu, căci nu știu pe cel ce m-a trimis pe mine. Ceam ce e mai sus a zis că pe mine mai înainte decât pe voi m-a urât, aceasta acum pe larg zicându-o, aduce mai mare mângâiere lor. Aduceți-vă aminte, zice de cuvântul meu, că nu este slugă mai mare decât Domnul său. Pentru aceasta nici voi nu sunteți mai mari decât mine. Deci vedeți cum m-au prigonit pe mine, de agonit, deci vedeți cum pe mine m-au avut, de agonit pe stăpânul și pe voi, slujile cu mult mai vârtos. De nu m-au gonit pe mine, ce cuvântul meu au păzit și al vostru vor păzi. Dar nu este aceasta că nici pe al meu, nici pe al vostru nu vor păzi. Și acestea toate vor face vouă pentru mine. Deci de mă iubiți pe mine, suferiți cele ce pătrimiți pentru mine, pe care le mă iubiți, precum ziceți. Ce și alta spre mângâiere, că și pe acela ce m-a trimis pe mine îl bazjocoresc împreună când și pe voi. Deci de nu altceva, măcar aceasta fie vă vouă spre mângâieri, că aceștia și ai voștri și ai mei și ai tatălui meu sunt vrăjmași. De n-aș fi venit și n fi grăit lor, păcat n-ar avea. Iar acum răspuns nu au pentru păcatele lor. Ceea ce mă urăște pe mine și pe tatăl meu urăște. De n-aș fi făcut lucruri între ei, care nimeni altul n-a făcut, păcat n-ar avea. Iar acum și-au văzut și m-au urât și pe mine și pe tatăl meu. Și ca să se împlinească cuvântul cel scris în legea lor, că m-au urât în zadar. Și oare cu dreptate fac acestea și mă urăsc și pe mine și pe tatăl meu și pe voi? Oare pentru cele ce am grăit sau am făcut acest fel de socoteală au arătat? Nu, zice, că neiertat este păcatul lor. Că doar n-am venit și n-am învățat, de n-aș fi venit, de n-aș fi grăit, ar fi putut ei să zică că n-am auzit, iar acum fără de răspundere este răutatea lor. Apoi de vreme ce pretotinderea nicio pricină alta de îndreptare nu puneau, fără mai ca izbândire pentru Tatăl. Că omul acesta zice nu este de la Dumnezeu. Și de acest fel. Pentru aceasta aduce pe urmă. Ceea ce mă urăște pe mine și pe tatăl meu urăște. Și așa nici aceasta nu le-a rămas lor spre răspundere. Și nu numai învățătura am dat, ci și fapte am adus, în ce fel nimeni altul. Precum este minunea orbului, minunea lui Lazar, celelalte asemenea. Deci, care răspundere au? Pe învățătura aceea din cuvintele, din cuvintele am dat, pe cea din fapte am adus. Precum și Moise învață de a asculta pe acela, de acela poruncind, care le și minuni face și evlavie învață. Iar acum au și văzut acest fel de lucruri, dar însă și pe mine, pe tatăl meu m a urât. Apoi aducești pe prorocul Marto, m-au urât în zadar. Că numai pentru răutate s-a născut urăciunea, nu pentru o altă pricină. Iar lege, precum de multe ori am zis, nu numai pe cea lui Moise, ci și pe cărțile prorocilor, zice, precum și aici, pe cartea lui David, lege o anumit. Deci David cu Duhul Sfânt mai înainte a grăit ceea ce avea răutatea lor să facă. Erei cu adevărat ca niște răi, pe cea mai înainte grăită de prorocul o au împlinit și pe prorocie au arătat că este adevărat. Iar când va veni mângâietorul pe care eu îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul adevărului care de la Tatăl poți procede, acela va mărturisi pentru mine. Încă și voi mărturisiți, că din început cu mine sunteți. A zis ucenicilor că vă vor goni pe voi, că cuvântul vostru nu-l vor păzi. Deci ca să nu poată zice ei și dar, o Doamne, unde ne trimiți pe noi? Cum vom fi vrednici de credință? Cine va lua minte la noi? Cine va crede? Pentru aceasta aduce, iar când va veni mânghietorul, acela va mărturisi pentru mine martor, zice, vrednic de credință este acela. Deci de Duhul fiind ei vădiți că fără de cuvânt de îndreptare greșesc, vor primi propovăduirea. Încă și voi mărturisiți, din început cu mine fiind, că și cu cuvintele și cu lucrurile fără de cuvânt de îndreptare am făcut pe ei. Pentru aceea îndrăsniți că nu fără de mărturii va fi propovăduirea, ci și Duhul împreună va mărturisi cu semne și cu minuni. Și martor vrednic de credință va fi că Duh al adevărului este. Deci fiindcă este Duhul al adevărului, va mărturisi adevărul. Și fiindcă de la Tatăl se procede, toate le știe cu deamănântul. Că de acolo este de unde este cunoștința tuturor. Iar aceasta ce zice pe care le eu voi trimite, arată că tocmai cu dânsul este. Pe în alt loc a zis cum că Tatăl trimite pe Duhul. Iar aici zicând cum că El singur îl va trimite pe acesta, nimic alta arată, fără numai că tocmai cu Tatăl este. Dar ca să nu se pare că se scoală El împotriva Tatălui și că acum din altă stăpânire trimite pe Duhul, a adăugat de la Tatăl. Că îl voi trimite eu, adică, dar de la Tatăl adică binevoind Tatăl și împreună trimițând. Că nu din sânurile mele scot eu pe Duhul, ci de la Tatăl prin mine se dă. Iar când auzi că se purcede, să nu socotești cum că purcederea este trimiterea cu care se trimit Duhul la cele slujitoare, ci firească a Duhului este purcederea. Că de nu așa vom înțelege procederea, și oarecare trimite ce se face de afară, ne arătat va fi pentru că, pentru care Duh zice. Că nenumărate sunt Duhurile care spre slujbă se trimit pentru cei ce vor să moștenească mântuirea. Dar aici e o însușire oarecare aleasă și osebită, zice că este procederea. Rânduită la unul, cel ce este chiar și cu adevărat Duh. Deci, dar, prin aceasta, adică a se purcede, să nu înțelegem cum că se trimite, ci cum că din Tatăl are pe cinstea cea firească. De aceea, Duhul acesta martor va fi al propovăduirii. Și voi încă mărturisiți, pentru că nu de la alții ați auzit, ci voi singuri dintr-un început împreună cu mine sunteți. Și nu mică mărturie este aceasta care se face de la cei ce dintr-un început au fost împreună. Ceea ce și singuri apostolii mai pe urmă ziceau către popor vorbind, care împreună cu dânsul a mâncat și a băut. Deci îndoită este mărturia și de la voi și de la Duhul, că de vă veți părea voi că spre har mărturisiți, dar nu și Duhul spre har va mărturisi. Acestea am grăit ca să nu vă smintiți. Vă vor scoate pe voi din sinagogi și va veni vremea ca tot cel ce vă va ucide pe voi să îi se pare că aduce slujba lui Dumnezeu. Și aceasta vor face voi că n-au cunoscut pe tată nici pe mine. Și acestea toate am grăit voi. Că dacă va veni vremea să vă aduceți aminte de acestea, că eu am spus vouă am grăit, zice, vouă aceste mai înainte de ce vor fi, ca să nu vă smintiți mai pe urmă. Când veți vedea pe mulți că nu cred și voi singuri că pătimiți greutăți. Și să cotin voi că și mai înainte de a fi acestea, a spus vouă, să primiți de aici și pe mângâierea cea de la mine. că n-am mințit vouă nici într aceasta, precum nici într-o spunere mai înainte cea pentru greutăți că și din sinagogi vă vor scoate pe voi și din adunări și din cele cinstite ale lor și cu totul din obștea lor vă vor despărți. Că s-au sfătuit de v-a mărturisit cineva pe Hristos să se lepede din sinagogă. Și nu numai aceasta, adică din sinagogi vă vor scoate pe voi, ci și moarte veți lua și moarte de ocară deci ca pe niște făcători de rele și vrăjmașe lui Dumnezeu vă vor ucide pe voi. Și tot cel ce vă va, va omorâ pe voi, așa se va sărgui pentru uciderea voastră, cât îi se va părea că slujbă aduce lui Dumnezeu, adică va socoti că lucru plăcut lui Dumnezeu și bine cinstit a făcut. Și aduce și mângâiere destulă, Că acestea, zice, vă vor face, că nu știu pe Tatăl, nici pe mine. Că pentru mine, zice, și pentru Tatăl, acestea veți, veți pătimi. Deci, răbdați! Căci fericiți veți fi când vă vor pe voi și vă vor goni și vor zice tot graiul rău împotriva voastră, mințind pentru mine. Această fericită mângâiere fie vă aducându-vă aminte de acestea. Și acestea am grăit vouă, că dacă veți vedea pe cele mâhnicioase întâmplându-se, să credeți și pentru celelalte. Când nu veți putea zice că cele de bucurie mai înainte am spus vouă, vrând să vă amăgesc pe voi, precum cele de întristare mai înainte vestind, n-am mințit, așa nici cele de bucurie spunând, nevrednic de credință voi fi. Și pentru... Ca nu negătiți să fiți, ci gătiți, aducând-vă aminte că eu v-am spus vouă acestea și pentru aceasta să stați cu vitejie către cele de întristare. Dumnezeului nostru slavă, de bine, acum și pururea și în vecii vecilor.